În această săptămână, autoritățile locale au demarat finalizarea unui alt proiect pentru anveloparea 5 imobile din zona de nord a municipiului. Investiția depășește 7 milioane de lei, din care 4 milioane de lei de la Uniunea Europeană. Diferența de bani va fi achitată de municipalitate din bugetul local și de asociațiile de proprietari. Pe lângă izolarea termică a pereților exteriori, s-a intervenit pentru înlocuirea ferestrelor și ușilor pentru fiecare apartament, închiderea balcoanelor și înlocuirea și izolarea conductelor de distribuție din subsol. După reabilitare, autoritățile estimează o scădere cu minimum 40% a consumului de energie pentru încălzire, dar și o scădere a emisiilor de gaze cu efect de seră.